Ministrul Dezvoltării Ceche Otil a semnat la începutul acestui an, mai exact pe 3 ianuarie, contractul de finanțare pentru proiectul Creșterea Eficienței Energetice a clădirii principale a Colegiului Național Mihai Eminescu din Suceava. Investiția are o valoare de 7,452 de milioane de lei, a anunțat primarul Ion Lucu. Continuă vești bune, spuneam că toate contractele sunt semnate, mai puțin unul. A fost semnat de către Ministrul Dezvoltării în prima zi a anului, pe data de 3, contractul pentru creșterea eficienței energetice a clădirii principale a Colegiului Național Mihai Eminescu. Este vorba de un contract în valoare de 7.452.603,52 lei, 1.510.458,65 de euro. Iată că se întâmplă lucruri bune la Colegiul Național Mihai Eminescu.